construiți cizmele, dar nu v-ați pus niciodată întrebarea de ce? Deoarece mâine vine Moș Nicolae. Dar nu v-ați pus întrebarea niciodată de ce anume se lustruiesc cizmele sau se pregătesc ciorapii? Pentru daruri. Cred că este o tradiție. Pentru cadouri. Există multe legende despre Moș Nicolae. Astăzi o să vă povestesc una din ele. Se zice că trăia odată o familie care era foarte săracă și foarte fericită. Îți este rece? Hai să alergăm, să ne încălzim! La uscat și așezați-vă la masă, cât e călduț! Aha, suntem foarte flămânzi! Ce bine miroase! Poftă mare! Mulțumim! Dar voi, mama, tata, de ce nu mâncați? Important voi, copiii noștri, să nu fiți flămânzi! Ba nu, așa nu e bine! Mulțumim, dragile noastre! Ce copii buni avem! Eu am mâncat tot. Vai, ce bun e! Am văzut azi, vecinii noștri au împodobit un brad atât de frumos, mare și plin de jucării. Și al nostru e foarte frumos. Da! Trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. Corect. Trebuie să ne mulțumim pentru tot ce avem. Da, așa e. Dar oricum, trebuie să tindem spre ceva mai mult. Simt că într-o bună zi totul se va schimba. Așa să fie, dragă mea. Eu zic să mergem la culcare. Moș Nicolae a stat tot acest timp la geam și a admirat această familie frumoasă, cu copii cu minți și părinți iubitori, și a hotărât să-i ajute. Moșul a așteptat până când toți au adormit și a intrat pe furiș în casă. El a lăsat o pungă cu bani sub brăduț. Punga însă căzu în cizmele copiilor. Dimineața când copiii s-au trezit, au găsit banii în cernulițe. De atunci, familia trăia în belșug. De atunci se zice că toți copilașii pregătesc cernulițele pentru a primi daruri de la Moș Nicolae. Vai, dar oare noi am fost cu minți? Voi cum simțiți? Nu știu.
Ai fost cu minte? Atunci să vedem! Să știți că copiilor neascultători moșul aduce o nuielușă. Sper nu o să nu ne aducă. Aranjați cizmulițele și nani. Noapte bună! Noapte bună! A venit moșul cu nuielușă pentru voi. Fetele se trezesc, fac ochișorii, mergem să-l trezim și pe Nicolas. Nicolas, a venit moș Nicolae! E transpirat. Nichi, moș Nicolae a venit la tine. Trezirea, moșul, 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 moșul. Mergem după cadouri să vedem ce ți-a adus moșul. Nu e lușă? Cine a adus moșul? O nu e lușă, Nichi? Nicolas, habar n-are. A venit totuși! A venit cum? El oricum avea să vină, însă darurile puteau fi diferite. Nicolas încă nu m-a văzut, el doarme. Ce aveți voi aici, Nichi? Ia uite! A, ce v-a adus? Calendare! Un moș Crăciun! Sau poate acesta este un moș Nicolae? Da? Da. Avem aici un Kinder mare și căsuțe cu Kindere micuțe și ce mai este acolo. Vă plac darurile? Da. Sunteți somnoroase. Eu propun să faceți ochișorii, să vă spălați pe față dinții și reveniți să deschidem darurile. Da? Sau poate chiar acum să deschidem căsuța cu numărul. Ce dată este astăzi? Pe ce dată vine moș Nicolae? Pe 6 și Moldova, în Republica Moldova, vine pe data de 19. De două ori vine în Republica Moldova. Nu, deci la unii copii moșul ajunge pe data de 6, moșul are foarte mulți copii și nu reușește să aducă daruri într-o noapte la toți. Vine și pe data de 19, da? Haideți să deschidem cifra 6. Eu am găsit-o, dar nu-ți arăt. Hai, tu somnoroasă, trezește-te. Chiar e în fața ta. Iată. Tu tot ai găsit. Ia deschideți să vedem ce este ascuns. Pe data de 6 avem un glob cu niște bomboane. Dar tu, Nicolas, aici? E brad. Și la tine e diferit. Este un pinguin sau ce este? Este un pinguin. Nicolas, hai să deschidem cifra 6, vei? Nu? Nicolas, nu deschide. Punem așa cum a fost, da? Căsuța. Vrei să deschizi căsuța? Nu? Nu. Vai, poate îl deschidem pe acesta? Nu? Ne spălăm pe față, pe dinți și revenim. Am adus farfurile pentru ciocolată ca copiii să deschidă aceste kindere mari. Să te ajut? Da, gata. Somnoroase păsările! Așa, deci nu am știut că aceste capsule sunt de culori diferite. De obicei acestea sunt cele care țin de sărbători și acestea sunt diferite. Galbene și oranj, deci doar la Sara este oranj. Și la Nicolas este o fetiță de care noi avem deja. Mai avem așa o fetiță. Și tot cred că lui Nicolae a jucat. Corect? Da. Wow! Mama! Wow! Cine este acesta? Nu știu. Monstru ceva. Monstru de zăpadă. Și tu poți deschide sau nu?
Adică trebuie să asamblăm toate aceste piese. Noi anterior am mai deschis așa kindere și este pentru prima dată când ne pică, deci ceva din seria asta de sărbători. Și Sofie i-a picat păpușa care i-a mai picat anterior. Fix asta, așa? Da. De-ar fi așa. De-ar fi așa să arunce în sus și să cadă deja întreagă. Ghețar. Vai, dar acesta este o carioacă cu care tu poți să desenezi acolo, să găsești drumul. Închidem să nu se usuce. Ce mai este? Și acum, uitați-vă ce trebuie să facem. Așa. Iată așa. Ținem mânuțe. Și iată încă o fetiță asamblată de Sara. Una e cu săniuța, una e cu, cum se numește acesta, ski? Snowboard. Snowboard și una este una, așa, una, o fetiță, drăguță. Deschidem și această căsuță, vrea Nicolas. Am reușit să asamblăm acest pinguin drăguț, care este și o jucărie pentru brăduț, dacă îi legăm această ață. Zicem lui Moș Nicolae un mare, mare, mare mulțumesc, da, dacă ne aude. Și voi rămâne să ne scrieți ce v-a adus vouă moșul. Dar noi mergem să ne îmbrăcăm și să ne pregătim de școală. Mm-hmm.